Mergeți la Euro? Cred că da. Unde cred vedeți da. Echipa? Cum vedeți echipa națională? V-ați aștepta să ne calificăm de maniera asta? Și credeți că vom face o figură frumoasă și la Euro? 100%. Și mă bucur extrem, extrem de mult pentru Edi, pentru Iordănescu. Că dacă ne aducem aminte, la începutul acestei campanii nu-i dădea nicio șansă și mai mult decât atât era contestat, denigrat și nu știu ce, nu se face așa ceva. Eu am avut 100% încredere pentru că îl știu, l-am cunoscut, plus că îl cunosc pe tatălui, pe domnul Iordănescu, care este o valoare de om și de antrenor și un caracter deosebit, o educație deosebită, educație pe care o are și Edi. Vedeți cât de frumos vorbește, n-a atacat pe nimeni, n-a spus cuvinte urâte, chiar în condițiile în care el era atacat și astea. Mă bucur enorm, enorm de mult pentru că a reușit această campanie. Mă bucur în primul rând pentru România, plus că s-a câștigat o campanie fără să pierdă niciun meci. Da, deci a câștigat pe primul loc. Iar Dumnezeu a fost alături de noi acum la tragerea asta la sorți. Avem o grupă foarte accesibilă și cred cu tărie că putem câștiga grupa. Că putem câștiga, putem bate Belgia. 100%. Sau Belgia rezultatele... Belgia nu mai reprezintă valoarea și forța pe care au avut-o la început și gândește-te că uite și echipele mici care consideră mici, nu mai echipă mică în ziua de azi. Poate să... Câte nu s-au întâmplat surprize. Și atunci de ce? Surprizele să le aibă Belgia, nu noi. Nu știu, cred în, nu numai în calificare, cred în câștigarea grupei și doresc succes din tot sufletul lui Edi, chiar merită. Avem jucători buni, jucători de perspectivă, ei trebuie să înțeleagă, în afară de faptul că reprezintă și trebuie să fie mândri că reprezintă culorile patriei și reprezintă țara care a crescut, i-a educat și i-a format, până la urmă au și obligația asta să o reprezinte cu succes și să fie mândri că reprezintă România. Și în afară de asta, trebuie să fii conștienți că dacă ei vor avea o prestație bună la europene, sunt șanse mari de tot să meargă la cele mai titrate echipe din Europa. Deci este și un interes din partea lor. Nu numai o obligație pentru ce a făcut România pentru ei. Pentru că ei au crescut, i-au educat, i-a dus la nivelul care i-a dus. Nu? Și cred că vom face o figură frumoasă. Cred și sper din tot sufletul. În încheiere, cu permisiunea dumneavoastră, am stat mai mult decât o oră și încă o dată nici nu știu când a trecut, vă mulțumesc mult de tot.